pagina noastră de Facebook și am văzut că foarte multă lume... Pentru că e singurul lucru pe care îl avem, sunt amintirile noastre, restul nu avem nimic, nici mașină. Nu aveți nefici ca să ce face piesele de Tico și le aveți să-l duc să-i arăt că încă el crede că Moș Crăciun... Ia spune două vorbe despre Tico, cum am ajuns noi la Tico, de ce ți-ai o mașină legendă, va fi puiul legendei mari care e aici în spate. Alo, eu sunt Dani și astăzi vă voi zice câteva cuvinte despre expediția noastră pe care vom avea. Coast to Coast 25, vom trece cu o mașină unică, mașina mea de suflet, prin 25 de țări, 25.000 de kilometri. To fight this world of ill intentions, no answer to the same question. Suntem echipa Coast 25 Coast, cei care vom străbate 25.000 de kilometri prin Europa până dincolo de Cercul Polar și după aceea ne vom întoarce, vom merge la Bakun spre Marea Caspică, să atingem litoralul Mării Caspice, iar de acolo vom pleca spre Africa și vom ajunge în Agadir după ce vom trece prin deșertul Sahara, de la Merzuga spre Agadir. Și de acolo sperăm să ajungem și acasă cu mașina întreagă. Eu sunt Flo. Fie tată și fiu împreună și să călătorim împreună și să vedem lumea aceasta, pentru că e singurul lucru pe care îl avem, sunt amintirile noastre, restul nu avem nici mașina, nici casa nu sunt ale noastre, dacă nu mă credeți, nu plătiți impozitele și o să vedeți că rămâneți fără ele. De aceea amintirile noastre nu le poate lua nimeni, iar eu și cu Dani încercăm să străbatem lumea, dacă ne iese pur aceasta, o să programăm altfel. Dani, cum ne-a venit nouă ideea? Te las pe tine să le explici oamenilor și prietenilor noștri de pe Facebook. Păi eram în... cred că era octombrie și eram cu tata în deșertul Sahara și ne uitam cum toți treceau cu Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, treceau deșertul și ne-am gândit noi cum ar fi să facem și noi o tură, dacă o mașină mult mai mică, să fie mult mai haios și lumea să nu creadă că noi putem, dar noi să avem încredere în noi și să reușim. Și cea mai tare fază a fost când am propus atunci cu ce mașini să mergem. Toată lumea ți-a ales Amarok sau Nissan Patrol sau mulți ați ales Toyota, Land Cruiser, Prado sau alte mașini de teren. Și am spus, toată lumea a mai fost cu aceste mașini. Și de ce e unică tura? Pentru că am ales o mașină care are roți atât de mici ca de roabă, cum spun eu, parcă e o mașină cu roți de roabă. Și încercăm să facem traseul care este străbătut prin deșert, dar deșertul nu înseamnă doar dunele de nisip. Toată lumea are senzația că deșertul sunt doar dune de nisip. În deșertul sunt foarte mulți bolovani și v-am pus exact circuitul pe unde se ține Maroc Rally Challenge. Exact pe acel circuit vrem să trecem și noi, dar cu Tico Rally Challenge Explorer și o să vedem cam câte cauciucuri și câte genți vom strica pe zona respectivă. La Cercul Polar nu ne facem probleme, vom lăsa mașina undeva la Nord Cap și vom pleca pe jos amândoi cu rucsaci în spate până ajungem la cel mai nordic punct, ne vom întoarce înapoi pentru că nu este șosea și trebuie să mergem pe niște poteci ca să ajungem acolo. Iar la Baku, de ce am ales Baku? Pentru că am vrut să atingem fiecare punct al Europei, să-i spunem așa, și fiecare coastă a Europei, partea dinspre est cu Marea Caspică, partea dinspre vest cu Oceanul Atlantic, dar am hotărât să trecem în Africa, iar în partea dinspre nord cu Marea Barents și să trecem de Cercul Polar. Și ce îmi doresc eu este să-l duc să-i arăt că încă el crede că Moș Crăciun nu există și vreau să-l duc să vadă în Laponia, să vadă casa lui Moș Crăciun și să facă 10 flotări pedeapsă pentru că există casa lui Moș Crăciun și...
Ce să vă mai spunem, noi mulțumim sponsorilor și sponsorii vedeți tot timpul acolo alături de noi, 4x4 Upgrades, Minus Gluten, Pro Nutrition, Flow Adventure, Free Wall, etc., TT Mountain, etc., etc., etc. Și dacă mai sunt doritori care aveți așa pe acasă o firmă de piese auto și nu aveți ce face cu piesele de Tico și le aveți pe stoc și vreți să donați acele piese de Tico, le primim cu mare plăcere, nu ne trebuie altceva. Dacă aveți cauciucuri, uleiuri și alte lucruri de care nu aveți nevoie prin magazin, pe acolo le puneți într-un colț că nu se vând piesele de Tico, noi le primim cu mare drag. Vă pupăm și fiți alături de noi, urmăriți-ne în continuare, pentru că vă vom prezenta toată pregătirea mașinii și tot drumul și toată incursiunea aceasta. Vrem să fim alături de dumneavoastră și alături de toți cei care ne urmăresc. Dacă